La Palatul Patriarhiei a început astăzi Conferința Națională Unitate Dogmatică și Specific Național în Pictura Bisericească. Ajunsă la 7-a ediție, conferința are tema Satul Românesc, izvor de artă creștină, tradiție și continuitate etnică. Sesiunea de deschidere a întâlnirii a fost prezidată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Deschiderea Conferinței Naționale a Pictorilor Bisericești a avut loc în Aula Magna Teoctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei. Pentru prima dată la această ediție au participat și consilierii eparhiali pentru patrimoniu din cadrul centrelor eparhiale din țară. Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a prezentat prelegerea Satul Românesc, creator și păstrător de artă creștină populară. Satul este spațiul în care s-au format și păstrat de-a lungul timpului cele mai multe dintre valorile noastre spirituale, culturale și identitare, transmise până la noi. Satele românești, cu bisericile și casele lor primitoare, cu porți largi, dăltuite de mâini măiestre, cu cimitire în care moșii și strămoșii își dorm somnul de veci în morminte, străjuite de cruci îngrijite cu evlave de urmași, sunt purtătoarele unui limbaj tainic și totodată vizibil, limbajul tradiției, al continuității fizice și spirituale a acestui neam, în care sufletul românesc se oglindește, arătându-și chipul său cel mai autentic și mai demn de admirație. Lucian Blaga spunea pe bună dreptate că veșnicia s-a născut la sat. Nicăieri nu se vede mai limpede legătura dintre generațiile trecute și cele prezente, dintre tradiție și actualitate. Patrimoniul cultural al României, una dintre cele mai valoroase bogății pe care încă le avem, este în mare măsură un patrimoniu cultural religios. El creează, așa cum spuneam, punți între generațiile trecute, prezente și viitoare, constituie o sursă inepuizabilă de inspirație religioasă și artistică, o atracție pentru pelerini și turiști, contribuind în acest timp și la dezvoltarea economica țării. Creațiile artistice din sfera artei populare, de factură liturgică, prin marca lor identitară, reprezintă perpetuarea unei sensibilități a comunității rurale, păstrătoarea credinței creștine și a tradiției românești. Această artă bisericească, plină de simplitate, țăranului român, este totodată profundă și consistentă, pentru că păstrează esențialul, unind smerenia și delicateța sufletului cu dorința de frumusețe veșnică, netrecătoare. Din nefericire, multe dintre aceste opere de artă și creativitate umană, care au păstrat și perpetuat frumosul de-a lungul secolelor, sunt din ce în ce mai fragile. Supraviețuirea acestor opere de artă bisericească depinde de grija și investiția pe termen lung în conservarea, restaurarea și întreținerea lor. Nu trebuie să privim nostalgic și cu aceeași zise pasivitate mioritică adeseori invocate, ci să ne mobilizăm energic și responsabil pentru salvarea satului românesc și a inestimabilului său patrimoniu, să unim rugăciunea cu acțiunea, solidaritatea și frățietatea cu voința de a ajuta în mod efectiv și eficient satul românesc. Imnografia nu este doar o artă decorativă, pedagogică și estetică, ci în primul rând o mărturisire vizuală a adevărului de credință, a spus preafericirea sa. Fiind parte integrantă din lucrarea bisericii în slujba credinței, iconografia nu este doar o artă decorativă, pedagogică și estetică, ci în primul rând o mărturisire vizuală a adevărului de credință privind enomenirea sau întruparea cuvântului veșnic al lui Dumnezeu și în același timp o chemare la rugăciune sau la comuniunea spirituală cu El și cu persoanele sfinte reprezentate în icoane. Prin lucrarea pictorilor bisericești consacrați sau recunoscuți de ea, biserica se exprimă în fiecare icoană și pictură bisericească drept biserică mărturisitoare, deoarece teologia liturgică exprimată în iconografie este o teologie mărturisitoare, misionară și universală, care poate inspira și generația noastră chemată la înnoire spirituală.
Așadar, pictorii bisericești nu sunt simpli artiști sau meșteșugari, simpli cunoscători ai unor tehnici artistice înzestrați cu mai mult sau mai puțin talent, ci sunt vestitori ai luminii cele neînserate, ai păcii, bucuriei și slavei împărăției cerurilor. Pentru că icoana ortodoxă este o vedere profetică din împărăția cerurilor, din viitorul ultim și definitiv al umanității, în dumnezeirea prin har a omului. Deci biserica se îngrijește din acest motiv cu responsabilitate de formarea, promovarea și confirmarea iconarilor și pictorilor bisericești ca misionare ai dreptei credințe și ai frumuseții netrecătoare. La eveniment a participat și ministrul culturii și identității naționale. Valer Daniel Breaza a afirmat că a existat o perioadă în care satul românesc a fost neglijat. Nicăieri, în această țară, și aici ne referim doar la țara noastră, obiceiurile, tradițiile, frumosul nu se păstrează ca la sat. Din păcate, a fost o perioadă în care poate am neglijat satul românesc. O perioadă în care am uitat ceea ce înseamnă tradiție. O perioadă în care am uitat ceea ce înseamnă obiceiuri populare. Dar iată că încet, încet toate aceste lucruri revin. Și spre bucuria mea, văd că aceste lucruri revin prin sufletul unor oameni tineri. Un lucru ce nu poate decât să ne bucure. Nicăieri o sărbătoare nu este ca la țară. Nicăieri un obicei popular nu este ca la sat. Poate niciunde liniștea sufletească nu ți-o regăsești ca în biserica din satul și poți să spui satul tău natal. Prelegerea președintelui Academiei Române, academicianul Ioan Aurel Pop, a fost citită de părintele conferențiar Gheorghe Holbea. Satul de astăzi nu trebuie să împiedice modernizarea inevitabilă a vieții, ci să o favorizeze, dar cu o condiție. Fără alterarea și pervertirea vechilor tradiții arhitectonice, fără urâțirea stilului autentic, fără părăsirea paradigmelor celor vechi și pline de farme. O casă de la sat poate arăta astăzi pe din afară ca orice casă tradițională de acum sute de ani, iar în interior poate să aibă toate facilitățile necesare omului contemporan. Biserica trebuie să rămână în peisajul rural, locul de închinăciune și de smerenie, pentru păcatele noastre multe și grele, dar și factorul care să ne țină împreună la bune și la rele. Inițiativa Patriarhiei Române ne întoarce nu numai la rădăcini, ci ne și arată calea de urmat, deopotrivă ca români și ca oameni între oameni. Iar Academia Română subscrie întru totul și se înscrie pe aceeași traiectorie fericită. Mâine, în a doua zi a conferinței, invitații vor vorbi despre istoria artei și despre conservarea și restaurarea patrimoniului imobil și mobil.